Din 9 albușuri ies 2 rulade mari, adică 20 de porții de prăjitură și asta simplu și rapid. Pregătim astăzi ruladă pavlova cu blat de bezea, cremă de frișcă și mascarpone și căpșuni din belșug. Vom folosi pentru ea o tehnică de rulare ușoară și spornică. Hai să vedem lista de ingrediente. De grame de albuș, aproximativ 9 bucăți, 330 de grame de zahăr fin, o linguriță de oțet de 9 grade sau 2 lingurițe de zeamă de lămâie, 50 de grame de amidon, o linguriță de extract de vanilie, opțional 50 de grame de fulgi de migdale, tot opțional un praf de sare, 500 de grame de mascarpone rece, 500 de mililitri de smântână pentru frișcă cu minim 35% grăsime, rece, pusă la frigider cu o zi înainte, 6-700 de grame de căpșuni spălate și curățate, o linguriță de extract de portocală și încă 100 de grame de zahăr fin. Vă recomand să faceți ruladă pavlova atunci când aveți albușuri rămase de la alte rețete. Acestea se păstrează bine la frigider sau la congelator dacă trebuie să le conservați pe o perioadă mai lungă. După decongelare, albușurile spumează la fel de bine ca atunci când sunt proaspete, cu două condiții. Să nu fi scăpat gălbenuș în ele atunci când le-ați separat sau să nu fi provenit de la ouă foarte vechi. Bezeaua se pregătește repede, așa că mai întâi preîncălzim cuptorul la 160 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric alegem un program care dă căldură sus și jos, fără ventilație. Pregătim o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt. Hârtia de copt trebuie să acopere laterala și să iasă puțin în afară. Putem chiar să gresăm foaia de copt cu puțin ulei ca să o deslipim facil atunci când avem nevoie. Luăm un castron mare, bine spălat și fără urme de grăsime, apoi punem albușurile în el. Grăsimea împiedică spumarea albușurilor. Se adaugă oțetul sau zeama de lămâie. Aciditatea face albușurile mai stabile, dar în același timp le păstrează omogene și catifelate, fără aspect granulat. Mixăm cu un mixer de mână la viteză mare până când își măresc considerabil volumul și devin albe și consistente. De-abia atunci adăugăm zahărul puțin câte puțin, mixând bine între adiții. Putem adăuga și un praf de sare. Sarea nu trebuie musă, e adăugată albușurilor la început, pentru că ea nu ajută cu nimic spumarea. Se pune strict pentru gust și se poate adăuga în orice moment. La sfârșit, incorporăm extractul sau esența de vanilie și amidonul, tot cu mixerul. Dar, imediat ce s-a incorporat, ne oprim, nu insistăm cu amestecarea. Bezeaua trebuie să iasă fermă, exact așa cum vedeți aici. Transferăm în tava pregătită mai devreme, eventual presărată cu câțiva fulgi de migdale. Puși la bază, aceștia nu se mai rumenesc atât de tare. Dacă nu aveți, nu puneți și eu am avut chiar foarte puțin de data aceasta. Asta este tot, dragilor. Acest pas durează cam 10 minute. Dăm la cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 20-22 de minute sau până când bezeaua devine ușor cafenie la suprafață. După ce scoatem foaia de bezea din cuptor, o desprindem de marginile tăvii cu un cuțitaș. Punem o altă foaie de copt deasupra. Prindem între degete marginea foii de copt de jos, cât și cea de sus, și întoarcem cu mișcare hotărâtă, fără frică. Deslipim foaia de copt de la bază. Bezeaua de desubt este încă un pic umedă și mai trebuie coaptă încă 10 minute. După ce timpul de coacere s-a scurs, scoatem bezeaua din tavă și o lăsăm la răcit exact așa cum este, nerulată,
20 până la maxim 30 de minute. Cât timp se răcește, putem pregăti crema, care durează 2-3 minute. Punem mascarponele într-un castron potrivit de mare și îl mixăm puțin cu extractul de portocală. Se poate înlocui cu altă aromă după placul vostru, desigur. Adăugăm frișca foarte rece, mixăm la viteză mare până când totul se îngroașă, apoi adăugăm zahărul și mixăm din nou. Imediat ce crema a devenit fermă, ne oprim. O păstrăm la frigider până când avem nevoie de ea. Tot acum se pot curăța și căpșunile, dacă nu ați făcut această operațiune, desigur. După ce foaia de bezea s-a răcit, o tăiem pe jumătate, cu tot cu hârtia de copt de la bază. Pe mijlocul unei jumătăți adăugăm ceva mai puțin de jumătate din cremă, pentru că trebuie să păstrăm puțin și pentru decor. În mijlocul cremei formăm un șir de căpșuni așezate în picioare ca niște munțișori. Să aveți grijă ca fructele să nu fie ude. Cu ajutorul hârtiei de copt aducem marginile foii de bezea către centru, îmbrăcând astfel căpșunile complet în cremă și formând un rulou. Nu vă faceți griji dacă foaia de bezea crapă puțin pe alocuri, este normal. Tot cu ajutorul hârtiei transferăm pe un platou. Procedăm la fel și pentru cea de-a doua bucată de bezea. Decorăm cu puțin zahăr pudră pe margini, restul de cremă șprițat pe partea din mijloc și cu căpșuni întregi sau tăiate jumătăți. Dăm la rece câteva ore bune sau până când rulada devine fermă. Apoi se poate scoate foarte ușor hârtia și se poate porționa. Obținem aproximativ 20 de porții de prăjitură cu efort minim și fără complicații. Este delicioasă, spornică, arată minunat și este atât de ușor de făcut. Asta este tot pentru astăzi, dragilor. Sper că v-a plăcut rețeta și că o veți încerca și voi cât mai curând. Chiar este foarte ușoară. Pe data viitoare, dragii mei, vă îmbrățișez!